Dar acum câteva minute l-ați găsit, cum a fost? Am fost anunțat de persoană că a văzut ceva suspect, am fost la loc, l-am găsit acolo, era băgat simplu, înfășurat între stafilopăz, scam, el, exact ce arunca în marea. Destul de dificil de scos de acolo. Foarte dificil, foarte, foarte dificil. Deci, practic, el a fost dus acolo de către de curenți. De curenți și aruncat de valuri, vă dați seama, dacă au trecut peste stafilopăz, l-a aruncat și l-a înfipt între ei acolo, undeva băgat de desubt. Ce să se fi întâmplat cu al doilea? Cel mai probabil la fel? Posibil la fel, posibil l-a luat curentul, l-a dus în altă parte. E posibil să-l găsească oriunde pe al doilea. Este stea groșu. Ce îi sfătuiți? Ce le spuneți? Pentru că sunt în apă deja. Păi după 5 zile de stea groșu, la 6-a zi, am zis, domnule, să le dăm drumul. Noi acum stăm mai atenți, am pus oameni să patruleze ca să-i lăsăm să intre. Să fie atenți, în primul rând să asculte salvavarul când fluieră, să se întoarcă la mal dacă merge mai departe, să vrea curentul. V-ați certat până și cu ei acolo pe dic. Da, oamenii, ce să spun, o plăcere morbidă să vezi un om mort. Acel domn era supărat că l-ați scos din apă la un moment dat. Așa este, a zis că și data trecută l-am scos din apă, cine eu să-i fac lui restricții. De altfel eu mă lupt pentru viața lui, nu? Așa, și el ne certăm pentru viața lui, ca să-i fie lui bine până la urmă.